Egalitate restabilită de războinici. Vreau să vă informez că Jador a revenit pe bancă. E bine, din fericire, ca de fiecare dată când unul dintre Survivor All Stars revine pe bancă, imediat după un moment, înseamnă că a fost sub supravegherea medicului și e bine. Luptă acum perechile compuse din Ștefania Zani, Maria Chițu, Andrei Ciobanu. E 2-2. Atenție! 3, 2, 1. Trebuie să duc glasul până la ei. Practic, hula care s-a pornit este o hulă specifică acestei regiuni. Este maritim. Marea Caraibilor începe să miște foarte bine pontoanele și foarte intens. Aleargă pe ponton. Întâi Zani, apoi Andrei Ciobanu. Ei n-au reușit să aducă punct pentru triburile lor. Aceeași formulă de luptă Zani-Ștefi. De această dată Ștefi așteaptă, iată, săculețul pentru a face aruncări. Ștefi i-a servit lui Zani săculețul și data trecută când lupta cu Delea, însă iată acum Ștefi este înaintea Mariei Chițu pe ponton, deja a efectuat deplasarea pe Plută, este cea mai mare distanță de până acum din celelalte patru dueluri între concurenți. Forțează Maria Chițu să ajungă pe țărm. A ajuns Ștefi, pregătește o prima aruncare, aruncă înalt. A trecut de prima deschizătură la Ștefania, schimbă aruncarea acolo, a mai temperat-o, s-o vede pe Maria Chițu. Oprim săculeții, s-a blocat acolo, iată, la Ștefania, în timp ce la Maria Chițu un prim săculeț a fost introdus deja. Aruncă cu o mână, o aruncare de tip handball Maria Chițu. Aruncă cu două mâini ca din oală, Ștefi încearcă să găsească traiectoria optimă. E 2-2, egalitate în bătălia pentru recompensă. Și în acest moment Maria Chițu este cea care introduce al doilea săculeț. A ajuns în urma lui Ștefi. Este 3-2 pentru războinici. Trec aceștia în avantaj.